Peste 10.000 de români au murit din cauza coronavirusului în România. Sunt mii de cazuri noi în fiecare zi. Asta înseamnă 10.000 de apeluri la Direcția de Sănătate Publică din țară. Copleșitor. Salvarea vine de la voluntari. Numai în București sunt deja câteva sute de oameni care ajută. Asta am făcut și noi. Observator a fost voluntar pentru o zi la DSP pentru a spune și cealaltă parte a poveștii. Alo, bună ziua! Ați sunat la DSP București. Sunt Alexandra Marin, voluntar. Cu ce vă pot ajuta? Așa se prezintă în fiecare zi zeci de persoane, studenți, pensionari, corporatiști, arhitecți, manageri sau medici. Cu toții au decis să ajute personalul DSP. Am vrut și noi să ajutăm. Preț de câteva ore am răspuns la întrebările oamenilor de acasă. În regulă. Când ați fost testat? În mod normal, un voluntar răspunde la telefoane timp de 3 ore, dar prea puțin se ridică să plece acasă când se termină tura, mai ales în zile în care telefonul DSP București sună chiar și de 9.000 de ori. La revedere! Aici se încheie prima mea tură ca voluntar DSP și ce vă pot spune este că, dincolo de cifrele raportate zilnic, adevărata amploare a situației se poate vedea aici, în call center, pentru că odată ce lasă receptorul jos, imediat un alt apel apare și de fiecare dată cu câte o situație complet diferită. Pentru a ști să răspundă tuturor întrebărilor, voluntarii sunt instruiți înainte de a prelua apelurile. Nu păstrăm niciodată datele personale. Diana e trainer. Prin mâinile ei au trecut deja 300 de oameni care și-au donat timpul pentru a-i ajuta pe alții. Voluntarii care au venit aici, câtor telefoane au răspuns? Știm că în acest moment ne apropiem de apelul cu numărul 14.500. În probabil, cât timp? Astăzi este cea de-a 20-a zi. Angela este unul dintre voluntari, dar nu chiar orice fel de voluntar. Ea însă și-a trecut deja prin boală și știe foarte bine cât de important e ca pacientul să aibă cu cine vorbi la DSP. Vin de la 8 la 10 seara după program. Până acum am reușit să vin de 2 ori pe săptămână, acum am venit în weekend. Fără oameni ca Angela, situația ar fi fost imposibil de gestionat, spune șefa DSP. În momentul de față putem să spunem că reușim să răspundem tuturor solicitărilor. Cunosc nemulțumirile oamenilor din trecut. Tocmai de aceea am convertit că este nevoie ca numărul celor care sunt implicați pe partea de call center să fie suplimentară. Primul care s-a anunțat voluntar a fost Marian. Peste 500 de oameni au urmat deja exemplul. În momentul în care am făcut call-ul, cred că nu erau 24 de ore, eram deja 80 de oameni înscriși. Tot cu ajutorul unor voluntari s-a schimbat și sistemul de înregistrare. Dacă înainte toate anchetele epidemiologice se făceau cu pixul și foaia, acum informațiile se centralizează într-un soft făcut tot de voluntari. STS a pus la dispoziție telefoanele și echipamentul necesar. DSP răspunde apelurilor în fiecare zi de la ora 8 până la ora 22.